Nu minge pe colțul lung, se încearcă o recentrare, Lungu trage, Lungu, gol! Gol! Universitatea, iată, spuneam că este o presiune a oaspeților, sunt momente bune de joc în aceste minute, o perioadă care se concretizează pe... Este primul gol din acest campionat pentru Lungu, centrează Târnocop, Max Nicu întoarce inteligent balonul, iată execuția cu pământul al lui Andrei Lungu, nu poate interveni Nuno Claro, un duel pe care îl pierde Morariu cu Max Nicu, plonjează târziu Nuno Claro, impresia este că nu vede balonul. Lungă spre Lemnaru, s-a înălțat Lemnaru, este mingea lui Ciupe, trage Ciupe, balon blocat, însă un șut foarte bun, gol! Gol! Maximilian Nicu! Este 2-1 pentru Universitatea, echipa lui Mihai Teja, iată, basculează situația pe tabela de marcaj în repriza a doua. Și ce bucurie pentru fanii Universității și pentru jucătorii acestei formații. Ar putea fi o victorie extraordinar de importantă pentru Șepcile Roșii. Și-au pus mari speranțe în Max Nicu, cei de la Ocluj, în momentul în care au realizat acest transfer. Iată, jucătorul în vârstă de 31 de ani marchează pentru prima dată în Liga 1. Un gol care se poate dovedi extrem, extrem de prețios. O centrare lungă a lui Târnăcop. O minge respinsă de Morariu. Tragerea Ulciupe în blocajul lui Morariu și apoi nu stă pe gânduri. Șutează cu dreptul din prima. Foarte frumos voleul lui Max Nicu. Cred totuși că putea să facă mai mult la această minge Nuno Claro. Se poate schimba ceva cu bani și cu un proiect bine organizat. Aici este gol! Gol pentru Ucluj! Scrie Maximilian Nicu! Fostul internațional român îl învinge pe Cerniausca, scolo lovitura de cap la a doua tentativă. Șepcile Roșii dau lovitura, Maximilian Nicu la al doilea gol în două meciuri consecutive. El a adus 3 puncte de aur în deplasare de la Timișoara cu AC Sempoli. Tot el marchează și acum, deschizând scorul pe Cluj Arena. Iată pe Maximilian Nicu, este scăpat din marcaj de Mason și fostul jucător al Hertei Berlin. Rea imparabil pentru Cerniausca, 1-0 pentru Universitatea. Secund în această ierarhie celor mai jucătorilor folosiți în acest campionat, 36 la număr. Lovitură liberă pentru Șepcile Roșii, centrează Cristocea, mingea deviată, Max Nicu, este gol, Adrutan deschide scorul pentru Universitatea Cluj, o fază de neînțeles pentru cei de la Corona, Ucluj deschide scorul și în același timp își facilitează mult misiunea pe stadionul Tineretului. O fază fixă, greu de înțeles de cei de la Corona, greu de analizat, centrarea lui Cristocea, balonul este respins de Istrofă până la Max Nicu, acesta recentrează în fața porții, iar Abudan îndeplinește o simplă formalitate. Este primul gol marcat în acest, este al doilea gol marcat în acest sezon de Octavian Abudan.